PSD a pierdut astăzi trei parlamentari care au demisionat din partid. Este vorba de senatorul Emanuel Gabriel Botnariu și de deputații Corina Alexandra Bogaciu și Constantin Cătălin Zamfira, toți din PSD Ilfov, apropiați de Gabriela Firea. Am recurs la acest gest ultimativ în semn de protest față de modul autocrat în care este condus în ultima vreme partidul. Toți cei care nu sunt de acord cu deciziile luate de actualul președinte fiind linșați mediatic și excluși. În această logică se înscrie atitudinea vindicativă a președintelui Dragnea, care a lansat prin interpuși informația că doamna Gabriela Firea, lider ales în unanimitate al organizației Ilfov a PSD, urmează să fie înlocuită de la conducerea filialelor București și Ilfov, după care chiar exclusă din partid pentru simplul fapt că a cutezat să tragă un semnal de alarmă cu privire la faptul că partidul se îndepărtează din ce în ce mai mult de agenda reală a cetățeanului. Mai mult, președintele Dragnea a declanșat o amplă campanie de intimidare a primarilor de sector și a consilierilor generali, având ca scop izolarea politică a Gabrielei Fira și punerea acesteia în situația de a nu-și mai putea exercita eficient mandatul încredințat de bucureșteni. Se afirmă într-o declarație comună a celor trei parlamentari. PSD va păstra după demisia lui Gabriel Bodnariu o majoritate fragilă în Senat cu 70 de mandate, în condițiile în care pentru a-și trece legile are nevoie de minim 69 de voturi. Primarul general al capitalei, Gabriela Firia, se află în conflict deschis cu liderul partidului Liviu Dragnea după ce a cerut demisia acestuia din funcție.